Primăria s-a pregătit din timp pentru dezăpezire. Utilajele sunt pregătite să acționeze pe principalele artere din oraș, dar și în zonele cu risc ridicat de accident. În ceea ce privește dezăpezirea, autoritățile locale au întocmit un plan de lucru și au stabilit echipele care vor acționa atunci când situația o va cere. Utilajele de dezăpezire, tractoarele cu plug și buldo, excavatoarele au fost verificate și sunt pregătite să intervină pe principalele artere din oraș și în zonele cu risc major de producere a accidentelor. Cu 2 ani de zile noi am încheiat contract de concesionare pentru această activitate. Firma care are contract cu primărie este Societatea de Salubrizare din municipiul Mejidia. Activitatea de dezăpezire se face în conformitate cu un grafic și în conformitate cu un plan de intervenție la dezăpezire. În funcție de tipul de calamitate foarte gravă sau mai puțin gravă, societatea are obligația de a acționa mai ales pe căile principale de transport, străzile principale, pe podul rutier, pe zonele care prezintă risc de accidente și apoi pe toate celelalte străzi. În plus, autoritățile locale au achiziționat din timp materialul antiderapant, nisip și 20 de tone de clorură de calciu.